Atelierul cu pisici a expus din nou la Biblioteca Municipală Ion Barbu. De data aceasta, picturile micuților talentați l-au înfățișat pe ursicuț în drumul copilăriei sale. 37 de mici pictori și-au arătat talentul, însuflețind animăluțele prin prisma lucrărilor expuse. Deoarece copilăria înseamnă culoare, astăzi am organizat împreună cu atelierul cu pisici, coordonat de doamna profesoră Adelina Vorovenci, expoziția cu titlul Copilăria lui Ursicuț. Astăzi expun 37 de copii care au pus pe hârtie multă culoare, inocență, sentimente. Printre ei se numără și 7 copii ucraineni, la fel de talentați și frumoși. Așa că vă așteptăm să vizionați expoziția noastră și nu în ultimul rând, la mulți ani tuturor copiilor, să fiți sănătoși și bucurie în suflete să aveți. Pentru micii pictori a fost o experiență inedită, mai ales că au lucrat împreună cu alți 7 copii din Ucraina. Totul a început de la cărți, din iubirea să citim, la atelier este foarte distractiv și cu ocazia de 1 iunie am organizat această expoziție. Cum a fost să lucrați împreună cu alții copii de altă naționalitate? Cel mai frumos e să colaborezi și e frumos să cunoști și alți copii. Spune-mi despre lucrarea ta. Lucrarea mea este chiar afișul. Vedeți, aripile sunt din cărți, pe temă. Mi s-a părut foarte interesant, deoarece am ales tema copilăriei, iar eu în lucrarea mea am încercat să afișez un șoricel care se bucură de copilărie, chiar dacă nu stă într-un loc foarte mare și foarte luxos, el se bucură de copilăria sa. Cum a fost să lucrez cu copii de altă naționalitate? Mi s-a părut foarte interesant, deoarece trebuie să fii foarte inteligent, să zic așa, ca să te poți ocupa de acești copii. Și mi s-a părut foarte interesant faptul că i-am inclus și pe ei în acest proiect și că nu i-am neglijat. Am desenat mai multe animale, niște păsări, pisicuțe, cred că cele mai multe au fost pisicuțe, niște urși. A fost greu? Nu, a fost chiar minunat. Participanții au primit câte o diplomă și o carte din partea organizatorilor. Expoziția va sta pe simezele bibliotecii până la sfârșitul săptămânii viitoare, putând fi vizionată de luni până vineri între orele 8 și 16.